despre județ astă seară, despre banii gestionați de către Consiliul Județean, despre drumuri, despre politică. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Audiența. Avem multe de discutat în această seară, veți afla multe lucruri de la vicepreședintele Consiliului Județean, Dumitru Gavrilă. Bună seara! Salut, mâna, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu pentru că ați acceptat invitația. Recunosc că nu, din ce știu eu, la TV Giurgiu nu ați fost cu siguranță în emisiunile pe care eu le realizez. Nu ați fost. Nu am fost și am venit cu mare plăcere. Vă mulțumesc pentru asta. O să trecem așa, să intrăm repede în emisiune, pentru că nu avem nici mult timp în raport cu câte subiecte aș vrea să atingem astă seară. Sunt sigură că și telespectatorii noștri au lucruri să vă întrebe, pentru că lucrurile nu merg bine la Giurgiu. Ca un preambul așa, cine spune că e bine și frumos la Giurgiu, ori da, mai bine mă abțin să pun etichete. Vă propun, înainte să începem discuția noastră, pentru că mi-am amintit, fiindcă Giurgiu iese în evidență așa, din când în când, cu diverse chestii, pe la televiziunile naționale, prin presa națională. Haideți să vedem ce material a difuzat astăzi Postul Național Antena 3 despre Giurgiu. În urmă cu un an jumate a fost scos la licitație serviciul de transport local. Există o hotărâre de Consiliu Local care dă dreptul posesorilor, dă gratuități, să circule gratuit pe mijloace. Eu v-am întrebat de ce e trecut numele dumneavoastră, nu? Pentru că acel operator este obligația conform caietului de sarcină, operatorul de transport, să inscripționeze cardurile. Așa. Cardurile nu pe acele carduri nu se trec datele de identificare ale posesorului. În interiorul cardului este acel chip în care operatorul de transport poate verifica în orice moment situația acelui card. Dar nu înțeleg ce treabă are numele dumneavoastră. Este exact, ați văzut un model de card, scrie Primăria Municipiului Giurgiu. Primar Barbu Nicolae. Primăria Municipiului Giurgiu, card de transport gratuit, Primar Nicolae Barbu. Este reprezentarea, deci este instituția primarului, primăria, și este exact primarul Nicolae Barbu. Așa s-au dorit, nu ne-am impus Consiliul Local, n-am impus primarul. Dar nu vi se pare stupid? De ce nu v-ați opus? Doamne, este operatorul de transport, este dreptul lui, este să ce, să vă treacă în numele? Să se cum dorește. Nu l-am obligat, nu i-am trimis o adresă oficială să treacă așa. Să treacă în numele primarului? Și ce se întâmplă? Suntem în faza de campanie electorală în care toată lumea încearcă să aducă în discuție. Cu atât mai mult, tocmai de aceea, asta spunem și noi. Ce să caute numele unui primar pe card? Atâta timp cât primăria nu a cumpărat acele carduri, atâta timp cât primăria nu s-a implicat deloc în editarea acelor carduri. Dar regia respectivă nu e în subordinea primăriei, domnule primar. Este păcatul primarului. Domnule primar, regia este în subordinea dumneavoastră. Regia respectivă e în subordinea dumneavoastră. Nu este regie, scumpă, doamnă. Nu este regie, o societate comercială care a câștigat licitația. E în subordinea regie. Este în subordinea dumneavoastră? Nu. Transportul în comun? Nu, este o societate comercială privată, doamnă, care a câștigat. Nu, eu vă întreb transportul. Și prin caietul de sarcini dumnealor au avut obligația să cumpere pe banii dumnealor și să le inscripționeze cum doresc dumnealor. Nu avem nici cel mai mic interes sau nici cel mai mică, eu știu, implicare în acest lucru. Da, știați dinainte, să apară că așa o să arate? Doamnă, dumnealor au venit și au completat cum au dorit. Noi ne-am implicat doar în distribuirea acestor carduri, adică le-am dat lista pensionarilor, le-am dat lista însoțitorilor, mulțumesc frumos, eu vă întreb ceva, dumneavoastră îmi răspundeți altceva, n-are niciun sens să continuăm. Da.
Da, ați urmărit un material realizat de Antena 3, Maria Coman, Antena 3, într-un dialog telefonic cu primarul Nicolae Barbu, care a spus că suntem în campanie electorală. Domnia sa probabil se află în campanie electorală. A uitat să spună că de vină e Floricel. Nu știu că în... cum comentați, domnule Gavrilă? Da, este în premieră. Eu nu urmăresc Antena 3, am fost și la Consiliu, astăzi sunt de serviciu, eu nu, în general nu urmăresc știrile de la Antena 3. Da, vreau să vă spun că e ridicol. Și vă spun de ce. Modul de a scrie numele pe aceste carduri. Și vă spun de ce. Noi, Consiliul Județean, în mandatul domnului Beianu, pe un proiect transfrontalier, parcul auto de la ISU a fost schimbat în, aproape în totalitate. Ați văzut și noastră de Ziua Națională a României pe 1 decembrie, când se defilează armata ISU, apar acele mașini de la ISU inscripționate Consiliul Județean Giurgiu. Ce ar fi fost ca jos să apară Dumitru Beianu sau Mustățea Vasile, care au fost președinții Consiliului Județean? Nu știu, din punctul meu de vedere, da, putea să apară Consiliul Local Giurgiu sau Primăria Municipiului Giurgiu și atât. Dar, vedeți, domnul Barbu... N-a putut să-l oblige pe cel care care a produs aceste... Haideți să fim serioși. Cum? De capul lui făcea așa? Societatea, firma respectivă sau patronul? Nu. A făcut așa că așa și-a dorit, s-a scris numele acolo, că așa a dorit domnul primar Barbu. Da, eu m-am abținut să comentez, am pus pe Facebook pentru că am văzut, urmăresc și Antena 3 și Realitatea TV, toate posturile de televiziune, pentru că sunt interesată de ce se întâmplă, sunt interesată de percepția televiziunilor naționale, a reporterilor, de cum difuzează, mai ales cunoscând adevărul de aici din teren. Și atunci încerc să nu ratez nimic. Mă abțin să comentez. Telespectatorii noștri au văzut, circulă și pe Facebook, și atunci sunt liber să judece. Domnule Gavrilă, n-ați plecat cu lacrimile înodate în barbă la nu știu ce partid? Sunteți la PNL? Da, doamnă, sunt în Partidul Național Liberal din data de 3 iunie 2001 și vreau să vă spun că voi rămâne în Partidul Național Liberal atât timp cât voi face politică. În 2001 am venit în Partidul Național Liberal când domnul Iliescu era primarul municipiului Giurgiu, președintele organizației județene PNL. Vreau să vă spun că am găsit o echipă extraordinară și ne-a adunat pe toți ca o cloșcă cu puii. Pe lângă dânsul și am format în 2006, vreau să vă spun, ușor, ușor, cel mai puternic partid la nivel local, chiar la, în 2008, 2009, 2012, la alegerile care au avut loc atât locale cât și parlamentare, filiala județeană a Partidului Național Liberal a fost prima la nivel de țară. Asta până în 2013, când domnul Lucian Iliescu a pierdut alegerile, iar președintele organizației județene PNL a devenit domnul Vasile Mustățea. Continuăm subiectul, pentru că ne interesează, după ce ascultăm telespectatorul nostru de la telefon. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara, stimată doamnă! Bună seara, stimată doamnă! Vreau că sunt alături de dumneavoastră în fiecare luni și am intrat... Și noi de dumneavoastră! Vreau să-i spun bună seara invitatului dumneavoastră, domnul Gavrilă. Bună seara. Sunt foarte fericit pentru că a ales Partidul Național Liberal și împreună cu echipa dumneavoastrului, să știți că și cu domnul Floricel, vreau să vă spun că sunt, cum să vă spun, sunt foarte și cred că Leu va face ceva în orașul Giurgiu. Am rugămintea la dumnealui, dacă poate să-mi răspundă la o întrebare. Am debut și eu la Consiliul Județean aproximativ 2 săptămâni, o cerere de sprijin financiar. Vreau să știu și eu când se vor aproba aceste cereri, că eu am nevoie, dumneavoastră mă știți, doamna, sunt băiatul cu problema care am problemă cu handicap,
Da. Și da. Nu pot permite analizele ca să mi le pot, deși nu se decontează de la Casa de Sănătate și sunt obligat eu să le plătesc. Păi cum se întâmplă? Cererile trec printr-o comisie, domnule Gavrilă, nu? Explicați-i, fiindcă aveți prilejul să explicați omului. Da. Încă o dată vă spun bună seara. Știu că ați intervenit și săptămâna trecută la doamna Drăgulin. Am urmăresc emisiunea dumneaei. Astăzi am avut ședință de pregătire ședinței care va urma săptămâna viitoare în Consiliul Județean. Da. Și o să iau numele dumneavoastră și cu siguranță și dumneavoastră veți primi un ajutor. Nu știu suma, știu problemele care le aveți. Da. Chiar am intrat în posesia cererii dumneavoastră și sper să vă ajutăm. A trecut prin comisie? A trecut prin comisie, niciun fel de probleme. Am auzit, stimate domnule, îmi cer scuze că vă întrerup. Am auzit că se vor ține pe 15 ședința, ca pe 18 vor da la cei care nu au... au primit, așa am auzit, că cererile care n-au fost în trecut rezolvate, au rezolvat pe 15, se va ține ședință, nu știu, dumneavoastră, de timp măsură să nu spuneți. Deci nu se va ține pe 15, cum a spus dumneavoastră, săptămâna viitoare, asta însemnând 18-19 luni sau marțea viitoare și da. Încercăm să dăm la toți care au cereri și care îndeplinesc condițiile. Da, vă mulțumesc mult. Vă mulțumim asta, pentru... Asta a fost singura dorință și să știți că sunt un telespectator fidel și vă doresc cu drag în fiecare luni și vă doresc sănătate multă, baftă și să dea Dumnezeu să ne auzim la vară cu succes, să spunem domnului primar Floricel cu drag, cu respect și eu cred în domnia sa că este un om corect și împună cu toată echipa dumneavoastră, cu domnul Deanu, care e un om foarte, foarte cum se cade și am văzut că proiectele dânsului au fost de folos. Iertați-mă, nu știu cum vă numiți. Nu mai lăudați că și așa spune lumea că nu știu, am auzit și astfel de afirmații. Că... Doamnă, vreau să vă spun că nu e de lăudat, ci e vorba din pentru faptele care le-a făcut și proiectele care le-a adus orașului nostru. Într-adevăr și pentru cine are ochi să vadă. Spuneți numele dumneavoastră, vă rog. Păun Alexandru, mă numesc. Păun Alexandru. Domnule Păun, vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Să fiți da. Sănătos. Sănătate multă, baba. Sănătate multă seara. Până ne întoarcem la subiectul nostru, haideți să vă citesc niște mesaje de la telespectatori. Asta a fost ca faza cu Trandafir, Patraulea și Gogu Steriade. Ce avem noi aici? Da, tovarășul capitan, chiar vrem și noi să știm. Ce avem noi aici? Este, probabil se referă la cardul de transport de mai devreme. Da. Oare firma de transport a făcut un gest de genul, domn primar, era să aveți o scamă? Nu știm și nu comentăm. Dumneavoastră ați văzut materialul. Cardurile, am senzația că se împart, nu știu dacă au terminat de distribuit. Nu am informații, nu dar se ocupă carduri. Domnul primar oricum. Da, ne întoarcem la formațiunea PNL, Giurgiu. Ați început să ne povestiți. Da, am rămas în Partidul Național Liberal, vă spunem, și voi rămâne atâta timp cât voi face politică. Da, ia spuneți. Acum, cu da. Valul ăsta de plecări, cu au încercat să vă curteze, să vă atragă, să... Domnul, eu sunt o nucă tare, să știți. Pe mine nu poate păi să mă eu convinc. Eu nu vă întreb dacă da. Sunteți o nucă tare sau da, nu. Pentru dacă că au încercat să nu, în față, nu. Nu. Nu, pentru că care vrea să rămână la Partidul Național Liberal, pentru că eu am fost ales pe listele Partidului Național Liberal 4 mandate de consilier județean și vreau să rămân, v-am spus încă o dată, până când voi face, până la terminarea politicii pe care voi face, va fi politica Partidului Dar Național Liberal în slujba cetățeanului. Dar nici șeful dumneavoastră, Vasile Mustățean, a zis, hai cu mine la ALDE. Nu. Nu? Nu. Eu l-am întrebat de ce se duce la ALDE. A, și ce v-a spus? Da.
se duce la ALDE că nu poate să lucreze în Partidul Național Liberal cu domnul Beianu, cu domnul Ștefan. Vedeți, argumentele au venit imediat. Că nu poate să lucreze. Exact. Hotărârea era luată înainte de excludere? Eu pentru zic... că, după o logică elementară, plec pentru că nu pot să lucrez cu X sau cu Y? Punctul meu de vedere, hotărârea e luată mai de mult, dar acum a fost oportunitatea asta, fiind alegerile locale, venind și Tăricianu la Giurgiu, a avut curaj să iasă în față. Dar hotărârea e luată mai de mult, poate de un an, un an și ceva în spate. Ia să vedem. Domnule Gavrilă, circulă în oraș informația că Lucian Iliescu s-a întors în PNL. Credeți că echipa PNL Giurgiu are un atu în plus? De dragul adevărului, le spun și eu telespectatorilor mei că, din informațiile mele, da, într-adevăr, Lucian Iliescu s-a întors în PNL. Ce părere aveți? Cum crede? Ce înseamnă asta pentru organizația de la Giurgiu? Circulă zvonuri prin oraș, dar să fie atenți foarte toți cei care îl iubesc sau nu pe domnul Lucian Iliescu, domnul senator. Miercuri va veni, va veni în conferința de presă, atât domnul Lucian Iliescu cât și domnul deputat Marin Anton, pentru că amândoi sunt liberal, au ieșit pe listele Partidului Național Liberal, domnul Iliescu ca senator, domnul Anton ca deputat, vor reveni înapoi în Partidul Național Liberal. Consider că cele două veniri sunt de bun augur, sunt oameni care au demonstrat ceva în această viață pe care noi o petrecem cu toți în municipiul Giurgiu, domnul Iliescu fiind 4 mandate primarul municipiului Giurgiu și pentru Cârcotaș pot să le spun că a făcut destule lucruri bune. Într-adevăr a făcut și vreau să le amintesc telespectatorilor noștri, pentru că atunci a titrat toată presa, și emisiunile pe care le realizez sunt emisiuni foarte urmărite. Și atunci și presa se inspiră, așa cum și eu urmăresc toate emisiunile colegilor mei de la alte televiziuni, îi respect și este foarte important să fim la zi cu ceea ce declară oamenii politici. Păi, anul trecut, n-aș putea să reperez așa în memorie exact când a făcut afirmația în cealaltă emisiune pe care o moderez, E timpul să vorbim, domnul Lucian Iliescu, l-am întrebat pe domnul Lucian Iliescu, invitat la acea oră în emisiune, dacă va candida din nou la fotoliul de primar. Primul răspuns care a venit spontan a fost da, voi candida. Atunci și eu am căscat ochii mari, au început să curgă mesajele și a spus, într-o singură situație nu voi candida. Și declarația domniei sale a fost următoarea: în situația în care Nicolae Florian va candida, nu voi candida pentru că voi pierde în fața sa, însă îl voi susține. Observ că se ține de cuvânt, iată, se întâmplă exact așa cum a spus atunci când era foarte greu să nu-mi spună mie nimeni că îi prevedea situația de la ora asta sau ce s-a întâmplat de atunci și până acum. Iată că lucrurile se adeveresc și e un plus de încredere, mai ales acum în pre-campanie electorală, nu campanie electorală, cum a spus domnul Nicolae Barbu. Deci i-ați răspuns telespectatorului nostru că e de bine, nu? Da, este de bine, este un plus valoare la ceea ce are Partidul Național Liberal acum și într-adevăr are un respect deosebit pentru Nicolae Florian, pentru Floricel și cu siguranță îl va susține să iasă primarul municipiului Giurgiu. Dintre plecări aș aminti de unde presa scria că PNL, mă rog, toate tunurile îndreptate către dumneavoastră, o altă știre și un alt mic eveniment pe scena politică a fost plecarea, de fapt nici n-a spune plecarea doamnei Elena Dinu din PNL, ci intrarea domniei sale în PSD a fost așa o chestie tratată drăguț și cu menajamente, mi s-a părut, de către presă. Așa, parcă s-a schimbat ordinul.
ALDE atentează la candidații PNL din județ. Cum contracarați? Da, am avut discuții cu domnul Mustățea și am spus dacă într-adevăr sunt puternici cei care au plecat din Partidul Național Liberal și sunt astăzi la ALDE, să se ducă să ia candidați la Partidul Social Democrat. Ei se duc și ia exact foștii candidați, foștii primari noștri, candidații noștri, dar nu e niciun fel de problemă, să știți. Nu, nu ne supărăm, sunt colegii noștri care am făcut într-o perioadă politică cu ei, astăzi și-au ales alt drum, e drumul lor, oricum Partidul Național Liberal rămâne unul dintre cele mai puternice partide în județul Giurgiu și Dumnezeu ne va ajuta pe 5 iunie să câștigăm și care alegerile. Este acum, care este acum atmosfera în sânul organizației? Este foarte bună, în fiecare miercuri și joi când avem ședințe vin foarte mulți membri de partid, atât de la nivel municipiu cât și din județ. Atmosfera este bună. Avem deplasări în precampanie în localități pentru a anunța candidații la funcția de primar și consilieri. În perioada următoare, cât avem precampania până pe data de 5 mai, sperăm să avem candidați în toate localitățile, iar ultima zi pe 26 să și depunem candidaturile pentru funcția de primar și consilier local și municipal, inclusiv consilier județean, unde pe lista cărui partid PNL voi face și o parte. Ce părere are domnul Gavrilă? Nicolae Florian va ieși primar? Eu sper și am și convingerea că dintre candidații cei nouă care sunt anunțați, domnul Florian Nicolae are prima șansă. Discutând zilnic cu foarte multe persoane care vin la Consiliul Județean pe stradă, convingerea mea și a lor este că actualul primar, nefăcând absolut nimic timp de 4 ani pentru municipiul Giurgiu, nu mai are nicio șansă. Nicolae Florian este un om de calitate, un om din punctul meu de vedere cu prima șansă să conducă destinele municipiului Giurgiu în următorii 4 ani. Așa spun oamenii. Fără a fi subiectiv, eu care fac parte din Partidul Național Liberal. Deci fără, încă o dată, fără a fi subiectiv, din discuțiile pe care le am cu cetățenii din municipiul Giurgiu, Florian Nicolae are prima șansă. Da. Iată un mesaj interesant. Cum comentați acuzațiile care îi se aduc lui Ludovic Orban? Presa centrală o comentează ca pe o mare făcătură. Trebuie să le spun telespectatorilor noștri care nu sunt la curent cu ultimele evenimente de pe scena politică, fiindcă unii, adică majoritatea sunt concentrați pe ce se întâmplă la nivel local, dar Ludovic Orban, vicepreședintele Partidului Național Liberal, a fost astăzi pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Că tot auzeam bocete, adică așa cum o victimizau pe Olguța Vasilescu și cum justiția are ce are cu PSD-ul. Nu am ce să comentez, justiția își va face treaba, ați văzut și dumneavoastră. Iată că presa centrală, când, după spusele telespectatorului, o comentează ca pe o mare făcătură. Nu comentez, asta este și părerea moderatorilor. Și am auzit și eu ceva nuanțat cu această nuanță la Antena 3, care nu-i prietenă cu PNL. Da, adică, dar vedeți noastră, în momentul când a ieșit de la DNA și s-a pus sub control judiciar, domnul Ludovic Orban și-a dat demisia din prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Un gest care nu l-au făcut ceilalți parlamentari care prin parlament și-a dat cu mir. Da, și așa. A renunțat și la candidatura la primăria capitalei. Consider că este un gest de onoare. De onoare din partea dânsului. Da. V-am întrebat cum este atmosfera în sânul Partidului Național Liberal, dar să știți că sunt multe, multe voci, adică știți, cu toată sinceritatea care sunt capabilă și acum toți colegii din presa județeană, județeană, giurgiuveană, știu cum stau lucrurile și într-o organizație și în, și în alta, în toate partidele, dacă e să facem un exercițiu de sinceritate așa. Și am auzit multe, multe lucruri neconforme cu realitatea, dezinformări.
la adresa Partidului Național Liberal și la celelalte partide, așa, voci. Adică, ce strategie, ce prevestește asta? Suntem doar în precampanie. Ce anunță aceste diversiuni ieftine din punctul meu de vedere? Sunt diversiuni ieftine pentru că și presa este împărțită, fiecare are simpatia. Ei sunt foarte mulți care astăzi sunt alături de Partidul Social Democrat din presa online, dar vreau să vă spun că nu ne interesează, noi ne facem treaba și rezultatele se vor vedea pe 5 iunie. Nu am ce să comentez împotriva la presă. Presa este presă. Este presă și dacă așa consideră dâns și fiecare câtă vreme, da. Adică, știți cum? Câtă vreme articolul este semnat sau dacă nu este semnat, nu prea este semnat. Pe un aici site. Aici este problema. Nu. Știm cine administrează site-ul X, site-ul Y și așa mai departe. Până la urmă nici nu e nevoie de semnătură. Vorbim despre site-urile oficiale, asumate. Aveți posibilitatea să reacționați într-un fel sau altul. Un drept la replică, instanță și așa mai departe. Câtă vreme este asumat, n-am prea mare lucru de obiectat. Fiecare își asumă ceea ce scrie. Însă lucrurile au degenerat într-un sens care nu face cinste nimănui. Nimănui, așa. Vedeți, dumneavoastră, te mai uiți pe am Facebook ieșit vineri în conferința de presă a Partidului Național Liberal. La întrebările televiziunilor, colegilor din presă, ce părere am despre venirea domnului Iliescu, despre venirea domnului Anton? Deja s-au făcut comentarii după aceea pe Facebook, în presa PSD-istă, că uite ce a zis Gavrilă. Nu am zis eu. Domnul Iliescu este o personalitate politică și administrativă a județului Giurgiu. Oricine și l-ar dori să fie în echipa lui. Mai mult, domnul Iliescu a plecat și a lăsat partidul pe primul loc în România. Partidul Național Liberal. Vine acum unde nu mai suntem, am fost și pe ultimul loc. Venirea dânsului, cât și a domnului Marin Anton, este de bun augur și vreau să vă spun, din punctul meu de vedere, nu neapărat pentru Partidul Național Liberal. După ce mulți s-au rugat ceilalți exact, de la s-au rugat și ceilalți de la celelalte partide, și s-au zise la un moment dat zvonuri că se duce la PSD. Când vreodată domnul Iliescu se ducea la Partidul Social Democrat? Tot presa Diversiuni. Exact. Avem un alt telefon, domnule vicepreședinte. Bună seara! Sărumile! Bună seara! Și bună seara și cu tot respectul domnului vicepreședinte Gavrilă. Bună seara, sănătate! Mă numesc Cojocar Nicolae, locuiesc în blocul B3 pe 1, scara B. Pe șoseaua București. V-aș ruga frumos, aș vrea să, dacă se poate, să-mi permit să-l întreb pe domnul vicepreședinte, dacă un cetățean al României și al municipiului Giurgiu poate să trăiască fără apă? Nu. Nici o vietate nu poate să trăiască fără apă. Nici o vietate, da. Păi atunci, acum domnul director Preda Constantin și domnul Coporan George își permit să oprească de 7 zile apa în acest bloc? Mai spuneți odată blocul, vă rog. B3 pe 1 S, scara B. B3 pe 1 S, scara B. B. Da. Da. Deci, dacă nu vă deranjez, în câteva cuvinte aș vrea să vă explic situația. Deci, la noi avem o asociație care, mă rog, legal funcționează, dar care domnul administrator din mai, mă rog, și-a dat demisia. Din acea dată și până prezent, noi am strâns banii pe scară și am plătit apa. Dar dânsul ce a făcut după ce și-a dat demisia? A trimis o adresă la APA Service, în care și-a acumulat toate restanțe, salarii, lumina pe scară. Deci nu a trimis la APA Service strict apă canal. Am repetat în rânduri, am spus domnului vicepreședinte, domnului director Preda, a fost la dânsii, s-am informat, domnule, vedeți că aceasta nu este reală. Cetățenii după scară care sunt restanțe, eu sunt un bun platnic și contribuabil, nu am niciodată ca mulți nimic. Alții. Dar nu am, la vârsta care eu am, eu sunt pensionar la ora asta. Și nu îmi trămâiesc banii, cum să spun. Dar vor oamenii să-și plătească, dar vor să plătească doar apa și canalul. Am fost în repetate rânduri, deci la APA Service, am fost la
la ce am vorbit cu doamna Laura Voiculescu și dânsa mi-a spus că a fost corectă destul și a trimis acolo toate restanțele. Și am spus, doamne, nu e corect pentru că APA Service nu recuperează și alte debite. Iar suma, bineînțeles, că dacă ar fi, ar fi strict APA Canal, oamenii ar plăti și ar fi mult mai mică. Da. Dar eu nu consider că este să ne ține fără apă atâtea zile. Una. Și al doilea. De-a lungul anilor, domnul Preda Constantin, împreună cu domnul administrator, a forțat executarea instalațiilor pe orizontală la apă. Ceea ce în legea 241 spune foarte clar la articolul 31 că se poate executa și pe instalațiile existente la linia 2-3. Nu ai nicio condiții. Dar când și-a refuzat sistematic această treabă. Cu cine ați stat de vorbă? De la, cu cine ați stat de vorbă de la APA Service? Păi am stat de vorbă și cu domnul director general Preda Constantin și cu domnul director Coporan. De-a lungul anilor cu mai multe persoane de acolo. Și ce au spus? Deci, vor prin această acțiune pe care au făcut-o, vor să ne forțeze să facem pe orizontal. Asta este ideea. Vor să ne forțeze. Ori suntem pensionari, suntem salariați. Eu, de exemplu, dau 1 milion și ceva pe lună pentru medicamente. Și îmi rămâiesc fiecare reuț. M-am gândit. Știți cum este? Că n-am o pensie nu știu de care. Și atunci, cum să zic? Nu, mi se pare coi. Și atâta vreme cât legea îmi permite ca să fac și pe instalația existentă. Noi am schimbat instalația veche. Rugămintea mea este să fim ajutați să rezolve această situație. Pentru că este disperată și vreau să vă spun, în afara faptului că la noi de săptămâna trecută s-a făcut curățenie la subsol și n-am avut posibilitatea să vă imaginați ce este păscarea noastră. Vă întrerup. Ca să subliniez încă o dată promptitudinea și profesionalismul echipei TV Giurgiu, mi-au transmis colegii mei din regie că astăzi echipa TV Giurgiu a fost acolo. Eu le mulțumesc pe această au tari. Filmat, iar mâine va fi difuzat materialul. Este în lucru și mâine vor vedea toți. Deci eu le mulțumesc și pe această cale. Dar eu, cu tot respectul pentru dumneavoastră și pentru domnul vicepreședinte, pentru care am o stimă, pentru că e în administrație vechi și a dovedit la lungul anilor, în măsura în care îl cunosc, își face treaba și este un om corect. Și vreau să vă spun, ca cetățean al României și al municipiului, mă consider jignit pentru acțiunea, prin acțiunea 10 APA Service SA, atâta vreme cât sunt un bun platnic și contribuabil, și prin această acțiune îmi tulbără dreptul de folosință asupra proprietății mele și pune pericol viața și sănătatea. Eu așa consider. Să nu vă supărați, vă rog. Nu mă interesează ce culoare politică are dânsul, dar rugămintea mea, dacă totuși domnul vicepreședinte are posibilitatea să întrebe pe domnul Preda, dacă familia dânsului sau cunoștințele dânsului ar putea să stea o săptămână fără apă... Nu, dar dorește să vă răspundă, domnul... Știu. Deci rugămintea mea este... Vă rog. Domnul Cojocaru, aveți mare dreptate. În primul rând, o luăm așa... Vinovatul principal este administratorul dumneavoastră și știm cu toții că, în general, administratorii, în momentul când încasează întreținerea, prima dată de la CET, unde este sistemul centralizat, să aveți căldură. După aceea își opresc ei salariile, da? Și urmează APA ultima dată. Și vă spun de ce. Eu până acum 8 ani am fost salariat la APA Service. Cunosc absolut tot ce se întâmplă la APA Service. Nu știu, poate o greșeală, o scăpare a domnului Preda, îl cunosc foarte bine pe domnul director Preda. Nu este normal, într-adevăr, după 7 zile să nu aveți apă potabilă. O să port o discuție și eu cu dânsul mâine. Punctul meu de vedere, și vă spun cu toată sinceritatea, încercați să vă racordați, să nu mai depindeți de vecin. Aveți contract individual dumneavoastră, că nu este o sumă extraordinar de mare și știți dumneavoastră cât consumați, atâta și plătiți. Pentru că este foarte greu să depindeți de vecinul care nu a plătit sau de administratorul care încasează banii de la dumneavoastră și nu îi dă la APA Service. Aveți dreptate, dar încercați să faceți anul acesta o economie din pensia mică pe care o aveți, faceți-vă dumneavoastră, vă racordați separat și o să vă convingeți că nu mai depindeți absolut de nimeni, nici de domnul Preda. Domnul vicepreședinte, cu tot respectul, vreau să vă aduc la... Dacă nu îmi permiteți. Da, cum să nu. Eu vreau să vă
Mă rog, dumneavoastră știți foarte bine legile și mai ales dacă ați lucrat. În cadrul, în legea 241 din 2006, republicată în 2015, la articolul 31, aliniatul 3, este foarte clar. Se pot încheia contracte individuale pentru sistemele de distribuție verticală, deci pe sistemul pe vechi, da. În anumite condiții. Cu citire de la distanță și cu toate, tot ce scrie acolo. Deci există această posibilitate legală. Deci nu cere un lucru contrar prevederilor legale. E corect, aveți dreptate. Nu vă supărați. Nu, nu. Am luat și eu cu legea și am pus. Aveți dreptate, așa este. Mulțumim! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și vă mulțumesc. O seară plăcută. O seară plăcută și dumneavoastră. Ne întoarcem la discuția noastră, la mesajele telespectatorilor. Domnule Gavrilă, acum 2 săptămâni am stat de vorbă cu dumneavoastră în față la partid pentru un sprijin financiar pentru fiul meu. I-ați scris numele pe o hârtie. Nu-mi dă numele. Dacă l-am scris pe acea hârtiuță și am verificat și îndeplinește condițiile, săptămâna viitoare când vom avea ședință de Consiliu, va primi... Probabil avea dosarul. Da. Are dosar, are tot, da. Da. E în regulă. Domnul Gavrilă. Doamnă, îmi cer scuze. Vedeți cât de sărați suntem. Deci nu se poate așa. Toată lumea eu care știu. Intervine pentru și... a da bani... Uitați unde a ajuns municipiul și județul Giurgiu. Și credeți-mă că de când moderez, da. Deci nu se poate sunt așa ceva, da. Aproape 4 ani. Sunt la sentimentul când... lor, credeți-mă. Suntem săraci, nu avem locuri de muncă. Haideți să facem ceva, toți care facem politică, care lucrăm în administrație, să găsim cea mai bună soluție, să putem să creăm, să generăm locuri de muncă și în municipiul Giurgiu. Să nu ne mai plece colegii, soțiile, copiii în București să lucreze. Ne întoarcem la mesajele noastre. Domnule Gavrilă, porcul nu se îngrașă în ajun. Mie așa. Nu-mi place cum arată orașul. A venit cu elan de primar-manager și nu și-a realizat promisiunile din campanie. Corect, este PNL pregătit 100% să preia primăria orașului și să schimbe în bine acest oraș? Răspundeți după ce vorbim cu telespectatorul nostru. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! În primul rând vreau să-l întreb pe domnul Gavrilă dacă știe, a văzut sau a auzit pe cineva în ce hal a ajuns izvorul de la Gintaru, de unde ne aprovizionăm noi cu apă potabilă, care este foarte bună, analizată și foarte mulți giurgiuveni vin păi, și iau apă. Doamnă, vă întrerup. Doamnă, vă întrerup că mi-ați adus aminte. Știți că eu iau apă, eu beau apă de la din izvorul de la Ghizdaru? Da. Aduc pentru că îmi place apa aia, este drumul către Topor, unde eu merg la țară și este cea mai bună apă. Dumneavoastră eu am văzut. Da. Da. Continuați, iertați. Vreau să-i spun domnului Gavrilă că am fost șocată când am văzut ce a făcut cineva cu un ciocan foarte tare, că era o plăcuță de marmură care scria acolo: acest izvor este amenajat de Consiliul Județean Gavrilă, însă și ce scria acolo. Are noi lacrimi în ochi domnul Gavrilă. Știți poftim? Ce s-a întâmplat? Am spus că domnul Gavrilă are ochi în lacrimi. Vă zic, am fost șocată când am văzut toată marmura spartă și făcută grămadă acolo lângă izvor. Un izvor care a fost amenajat și curățit și un pătrățel din beton pentru gunoi. În sfârșit, ceva civilizat. Ceva civilizat pentru că izvorul ăla era... părăsit, doar apa era vie acolo, nu s-a interesat absolut nimeni de acel izvor. Când am văzut, îți sare în ochi de la un kilometru, să vezi sau să treci, că trec în campanii camioane, trec oameni e o coloană și acolo. Se opresc la acel izvor și se adapă. Deci nu se poate așa ceva.
dacă totuși, domnul Gavrilă, m-am gândit eu, dacă totuși domnul Gavrilă este în politică și face o anume politică, m-am gândit, am făcut eu legătura că poate un adversar de-al dânsului a putut să facă așa ceva. Dar cel care a făcut așa ceva este un neom. Chiar nu am considerat că acolo sunt și ciobani, trec și ciobani, a dat păvitele acolo, beau apă toată vara de acolo. Nu mi-aș închipui că un cioban ar putea să facă așa ceva. Dar așa e. Vă dați seama la ce s-a coborât un posibil, zic eu, un posibil... Specia umană. Anti-politica domnului Gavrilă să facă așa, să se răzbune pe un lucru bun, bine făcut și cu gust. Pentru că, v-am zis, este foarte bun izvorul, este analizat, se știe că apa aceea este foarte bună. Am văzut mașini cu portbagajele pline care erau apă de acolo. Una nu este se a mea. Poate așa ceva. Doamnă, aveți mare dreptate. Știați că au vandalizat... Păi, dar eu în casă la Ghizdaru este pe investiția mea făcută. Această investiție, de ce? Pentru că acest izvor sunt la fratele, la bunicul meu, care în perioada lui Ceaușescu și prin anii 60 avea în grădină cu toți acolo, unde puneam praz, selină, conopidă, varză, vindeam la ghizdărinii, vindeau la aceste legume la piață. Și m-am gândit acum 5 ani, pentru că era într-o stare deplorabilă, să renovez, chestie, l-am renovat, apă, am tras țeavă, 275 de metri de țeavă, tras prin pământ la un metru, exact de în izvor. Acolo am pus o vană unde se alimentează și altcineva, nu-i dau numele, că deja eu preste și la persoana respectivă apă. Și exact am dat un debit cât am considerat eu, suficient, ținând cont că nu este amenajat acel drum județean și să nu se ducă apa pe șosea. Într-adevăr, am văzut și o placă aceea de marmură spartă, mă duc la două zile la Ghizdaru la casă și am decis timp de o săptămână să închid apa. Am făcut un gest urât, dar nu am mai putut. Am plecat plângând cu soția de acolo. Am închis apa, am văzut foarte multe persoane în vârstă care veneau și luau apă inclusiv din Ghizdaru, pentru că nu avem apă în Ghizdaru, nici în fântâni, au secat. Și după o săptămână vreau să vă spun, am dat drumul la apă, dacă doamna mă ascultă, și debitul este dublu. Și vreau să vă spun, doamnă, că deja o să pun altă placă, s-o spargă în continuare. Săptămâna viitoare am zis să fie cât mai aproape de florii, vopsesc, aranjez, pentru că acolo bunul Dumnezeu a dat acest izvor. Dar v-ați lăsat o parte din suflet. Mi-a părut foarte rău și îmi pare foarte rău. Da. Ăștia sunt oamenii... Credeți-mă, nu sunt ignorantă, nu, dar n-am știut, eu nu mai trec atât de des, pentru că o să vă spun și de ce nu mai trec atât de des pe lângă izvorul de acolo. Dar n-am știut din că este... Din cauza șoselei. Exact. Exact, doamnă. În direcția aia. Doamnă, haideți să vă dau și o veste bună. Eu vă felicit dacă dumneavoastră, și aveți tot respectul meu, dacă dumneavoastră v-ați gândit să amenajați acel izvor, pentru că știu și cum era acum foarte mulți ani, de-abia țărâia, nu, n-aveai curaj să bei apă. Așa este. Și da, ați... iau părinții, îmi aduc apă de acolo, mă mai duc și eu, dar sincer n-am știut că dumneavoastră l-ați făcut. Da, doamnă, legat de acel drum județean, se numește 503, da. Ce aveți, domne, cu toporul ăsta? Absolut nimic, drumul ce județean... Ce aveți, domnule? Nimic și vreau să vă spun, să dau o veste bună pentru locuitorii din... Mulțumim, doamnei, pentru telefon. Vreau să-i urez domnului Gavrilă mult succes în alegeri. Sperăm să câștige PNL-ul în județul Giurgiu, să ocupe poziția care a avut odată sub... Da, mulțumesc, Sărumâna. Domnul Lucian Iliescu, și să scăpăm, vreau să scape toată țara de ciuma roșie care am văzut unde e locul lor și drumul lor.
se continuă în fiecare zi. Ha. Unul după altul își urmează alt drum. Sunteți membru PNL? Că vorbiți așa, cu patima. Nu sunt membru, nu fac niciun fel de politică. Politică, asist la toți politicienii și cunosc pe toți. Sunt din 99 am urmărit mersul politicii în România. Doamnă, locuiți în Giurgiu? În Giurgiu și am locuință și la țară. Ia spuneți-mi, ce părere aveți dumneavoastră, uite, am ocazia să întreb pe cineva, despre întoarcerea fostului primar Lucian Iliescu în rândurile PNL? Cred că este un lucru bun, așa cum a zis și domnul Gavrilă, în timpul domnului Iliescu, PNL-ul avea cel mai mare procent. Județul Giurgiu a dat cel mai mare procent PNL-ul pe țară. Asta nu se uită. Da, nu știu cât cineva... Doamnă, nu știu cât îl încălzește pe cetățean procentul vreunui partid pe țară, ci cum trăiește. Eu la asta mă raportez. Așa iau pulsul. Mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. Îmi pare rău pentru că au vandalizat. Da. N-am mai fost de ceva vreme. V-am spus, evit din cauza drumului județean. Este o oroare. Este, și am spus-o de multe ori în emisiune, pot să par subiectivă, mi-asum asta până la capăt. Cel mai bine mă simt acolo. Sunt foarte legată de comuna Toporu, domnule Gavrilă. Doamna Drăgulin, și, să știți că aveți dreptate și eu sunt legat și știți, de... Și nu sunt subiectivă, știți de ce? Pentru că pe fiecare drum județean a mai intrat un utilaj. Doamne, drumul ăla a devenit impracticabil. Vă dau dreptate și eu sunt legat de și satul de m-am născut. Da, avem un alt telefon. Da. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Un salut cu respect pe domnul Gavrilă. Multă sănătate cu respect. Legat de domnul Lucian Iliescu, îl cunosc foarte bine și aș vrea să vă amintesc un lucru, dumneavoastră și la giurgiuveni. Cât domnul Lucian Iliescu a fost primarul acestui municipiu, Giurgiu era un șantier. Că era canalizare, că era reabilitare de drumuri, absolut orice făcea în acest municipiu. Și aș vrea să mai vă spun un lucru dumneavoastră și giurgiuvenilor. Dacă la ora actuală avem gaze în Giurgiu, tot datorită dumnealui. Așa este. Pentru că s-a zbătut ca să obțină aceste aprobări, ca să zic așa, că ne ocolea mereu. Tendința era să meargă în altă parte și uite că acum ne bucurăm de aceste gaze care ne intră în casă. Nu mai ne luptăm cu buteliile așa cum și ar dori domnul Barbu ca să aibă vânzare, să aibă nu știu ce mai dorește dumnealui. Nu fiți... Iar o altă problemă legată de unul primar, domnule, mi-ar fi teribil ca acum să plec, să bat din ușă în ușă, mit marea cu sarea, că facem anvelopări de blocuri, că facem nu știu ce. Dom'le, până acum nu s-au făcut proiecte. Cine face, domnule, proiectele? Le facem când? Da. Când mi-a apa la gură de mânec, degeaba mi-a arunc cu ăla, până să-l prind, m-am mânecat. Și singura dorința mea este... ca Floricel să ajungă primarul municipiului, pentru că cine în viață n-a condus doi oameni, nu poate conduce un municipiu. Și cu asta v-am spus tot, bună seara, să aveți o seară bună. Sănătate. O seară bună și noastră, mulțumim că ne urmăriți. Ne întoarcem. Da, să ne întoarcem la toporul, domnule. Da, să vă dau răspunsul legat de drumul județean 503, că... Asta e denumirea acestui drum județean care pleacă de la Ghizdaru pe la gara Stănești, Chiriacu și duce la Toporu și mai avem încă un drum 504 care face legătura între Putineiu și satul Izvorul, graniță cu județul Telorma. Aceste două drumuri județene
le vom moderniza pe programul operațional regional POR. Pe scurtat, suntem la studiul de fezabilitate și cu ajutorul bunului Dumnezeu. Când le veți moderniza, doamna Drăgulin, domnule Gavrilă. Doamna Drăgulin, săturat, aveți mare dreptate, dar vreau să vă spun că m-am săturat, că cine a fost aici, domne, ce aveți, domne, cu oamenii ăia? Absolut nimic, dar până în 2008, doar 72 de kilometri de drum era asfaltat în tot județul din domne, 590. Iarna. Da. Sunt izolați, nu mai ajunge mașină de... Nu vorbim de ambulanță, nu, că trebuie să ocolească, iarna nici atât. Sunt vitregiți. Aveți dreptate, dar prioritarea a fost drumurile unde trec prin mai multe sate. Haideți, domnule, legătura dintre Giurgiu și Toporul de 30 de 10 ori. S-au asfaltat. Și acolo s-au asfaltat, dar vă promitem că... Nu-mi promiteți mie. Păi da, nu, că e locuitorul din Toporul. Acest drum urmează, e la studiul de fezabilitate, cât și 504 care trece prin Putineiu. Sperăm, dacă nu în toamnă, în primăvara anului viitor, să înceapă lucrările. Deci o veste bună pentru... Deci, în primăvara anului viitor. Da. Indiferent de cine va fi la conducerea Consiliului Județean. Păi nu știu cu ce să mai înțeleg de aia. Nu contează cine conduce județul. Important e că proiectul este în implementare, să deja suntem la studiul de fezabilitate... Așteptăm finanțarea. Haideți că nu vreau să lăsăm pe telespectatorul nostru să aștepte. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Pe rămâna dumneavoastră și îl salutăm pe domnul care vrea să fie noul nostru primar. Domnul Gavrilă nu vrea să fie primar. Domnul Gavrilă. Deci nu facem politică, nu ne interesează ce a spus unul, ce a spus altul. Nu. Pentru locurile de muncă, municipiul Giurgiu, ce putem face? Corect. Da, aveți mare dreptate. În platforma program a domnului Nicolae Florian Floricel, care va candida din partea Partidului Național Liberal, avem un punct și legat de locuri de muncă. Locurile de muncă trebuie să vină investitorii. Investitorii trebuie să le creezi utilități, adică apă, curent, energie electrică, încă o dată, deci apă, energie electrică, canalizare, gaze și cel mai important să le dai gratuit pământul care el vrea să construiască ceva. După aceea creează locuri de muncă, iar taxele și impozitele rămân în municipiul Giurgiu. Dar dacă la noi, scuzați-mă, în ultimii 4 ani nu a venit nimeni, iar domnul primar nu prea l-a interesat, că mai mult a fost plecat în străinătate, normal că toți... Am avut șantier naval. Așa este. Am avut. Ce mai avem? Nimic. Absolut nimic. Aveți dreptate. Perfectă dreptate aveți. Da. Mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. Lipsa locurilor de muncă este... Problema numărul 1. Problema numărul 1. Așa este. Pentru că știți, unii spun, domnule... Nu intră în atribuțiile primarului. Primarul nu are pârghii, primarul e legat de mâini. Să creeze facilități. Din punctul meu de vedere, lucrurile nu stau deloc așa. Așa este. Pentru că, iată, vorbeați de un drum județean sau două drumuri care intră în proiect, da? De reabilitare, asfaltare sau mai știu eu ce. Ei bine, atunci aceste lucruri nu se realizează cu doi oameni. Inclusiv asta înseamnă... Doamna Drăgulin, ceea ce vă spun eu despre drumurile județene, nu poate să le facă primarul cu banii din taxe și impozite, dacă nu accesează fondurile europene. Ăsta este viitorul. Să accesăm fonduri europene, nu să stăm cu mâna întinsă la Consiliul Județean sau la guvern, oricare ar fi el. Accesarea fondurilor europene este prioritar pentru orice primar al unei localități, inclusiv primarul care mai are o lună jumătate din mandatul care se termină în iunie. Am înțeles. Mai avem câteva mesaje. Noi trebuie să ieșim pentru că mă anunță colegii mei din regie. Domnule vicepreședinte, sunt fierarul Marian și vreau să depun mâine o cerere pentru un ajutor financiar pentru fiul meu care este bolnav. Vă mulțumesc. Dacă se poate. Domnule Gavrilă, reduceri, grădinarii,
ghizdăreni în piețele agroalimentare din Giurgiu. Ajutați producătorii agricoli din județ să mâncăm roadele produse de pământul nostru giurgiuvean. Frumos mesaj, sunt 100% de acord. Sunt de acord pentru că eu sunt în Ghizdarul și acolo sunt foarte mulți grădinari. Da. O ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Trebuie să ieșim. Domnule, când vă duceți acasă, că locuiți pe strada Mureș-Oltului, nu vă e rușine, domnule Gavrilă? Doamnă! Domnule Gavrilă! Mi-e rușine. Și vă spun de ce mi-este rușine. Nu vă e rușine de oameni, de... Adică, cum ești? Dar cum mergeți dumneavoastră la serviciu, la CJ? Cum ieșiți în costum? Ia uite ce pantofi frumoși aveți. Doamna Drăgulin, Șoseaua Alexandrei are un drum județean, 504, care duce spre Putuineiu și de acolo, de la Vieru spre Izvorul 504, noi avem un proiect transfrontalier cu bulgarii în valoare de 5 milioane de euro. L-am luat noi în administrare de la barieră și l-am asfaltat la sfârșitul anului trecut. Străzile adiacente, printre care și strada mea, strada Mureș, iese în acest drum modernizat, asfaltat de către Consiliul Județean. Vreau să vă spun că acum e bine, că domnul primar a aruncat săptămâna trecută câteva mașini de criblură. A fost bine până ieri. A început să plouă și lacurile de o jumătate de metru. Chiar vreau să filmați mâine. Dar înainte, deci timp de 3 ani și jumătate, nu a venit în zona respectivă absolut deloc. Să vă spun, mizerie ca în zona aceea nu există în oraș. Cred că mai sunt și alți locuitori care au spus că, domnul Gavrilă, ați înnebunit că și la noi pe stradă la fel este. Noroi. Pe timp de iarnă, niciodată nu a băgat domnul Barbu ce vrea vreo lamă, vreun tractor să dezăpezească. Cât am putut eu să fac, toate că nu sunt în atribuțiile mele, aveți mare dreptate. Nici la țară, vreau să vă spun că la Ghizdaru este asfalt. Nici la țară nu este cum e pe strada mea, vicepreședinte al Consiliului Județean de 8 ani. Asta este viața și mergem înainte. Sperăm ca noul primar, domnul Nicolae Florian, să câștige alegerile, să îndrepte și către cei care... Da, către cei de dincolo de Ramadan. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platou. Un ultim mesaj. Doamna Drăgulin, vă faceți emisiunea cu părinții. Nu o fac cu părinții, dar promit că am să fac o emisiune și cu părinții mei, pentru că am niște părinți extraordinari. Domnule Gavrilă, mulțumesc. Sunt cu ochii pe dumneavoastră, da? Vreau să văd și nu vreau să interpreteze nimeni greșit drumul Giurgiu-Toporu. N-a văzut niciodată căldura asfaltului. Îmi doresc mult să-l modelizăm. Este un drum strategic, foarte important. Cel mai scurt drum care leagă județele Giurgiu de județul Teleorman. Mulțumesc pentru prezența în platou, doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit într-un număr atât de mare până la această oră. Noi ne revedem joi la o nouă ediție, timpul să vorbim. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. Noapte bună!